Cele mai remarcabile performanțe înregistrate de către sportivii soroceni pe parcursul anului au fost premiate în cadrul Galei Sportului. Școala sportivă a Raionului Soroca a făcut totalurile anului de activitate 2019. Aici au fost premiați cei mai buni sportivi, echipe și antrenori. Se decenează Vremiș Andrei, locul întâi la turneul național de lupte libere din orașul Ungheni, Briceni, Strășeni și Soroca. Vasluian Arina, locul 3 campionatul Republicii Moldova la Sambo Cadeți. Printre premianți au numărat sportivii care au obținut succese la turneele naționale și internaționale, dar și cei mai buni sportivi la probe individuale. Sportul care mă ocup se numește K1 și lupte universale. Am 4 ieșiri pe ring, dintre care locuri de frunte și mă bucur și vreau să mulțumesc antrenorului pentru asta. Joc pentru echipa a școlii sportive Raionale Soroca cu vârsta sub 15 ani. În sezonul 2018-19 am ocupat locul întâi în divizia B Nord, sub vârsta de sub 15 ani. Mai departe am participat în Cupa Moldovei, unde am reușit să ocupăm locul 3. Antrenorii noștri, domnul Pavel Bacinin și Petru Ceban, au muncit foarte mult cu noi. Am fost o echipă unită. Acum iar avem un antrenament intensiv și încercăm să ne recuperăm pentru ca la primăvară să reușim să obținem din nou rezultatele dorite. Dorim să intrăm măcar în topul 3 la divizia B Nord anul acesta. Antrenorii școlii sportive spun că au depus multă muncă alături de discipolii lor pentru a obține rezultate frumoase la competițiile locale, naționale și internaționale. Am mai mulți, undeva peste 10 premianți și campioni ai Republicii Moldova pe ambele probe de sport, adică diferite cadeți, juniori, tineret și senior. Avem campionatul țării. Pe judo, cel mai bun rezultat are Marchitan, locul 2 pe seniori, și Brăgărenca, locul 2 la un turneu internațional. Asta pe judo. Pe sambo, cel mai bun rezultat, Gheorgheș Gheorghe are locul 2 pe juniori și locul 3 pe seniori. Și locul 3 avem mai mulți. Ceban Tudor, Zgavordei Ștefan, Brăgărenca Cristi, Mițcan Mihaela și Vasluian Arina. Locurile 3 pe sambo, pe diferite vârste, cadet, juniori și tineret. Echipa de 16 ani împreună cu Pavel Băcini a luat locul 1 pe zona de nord, aici dintre 16 echipe, și locul 3 pe Republică, câștigat în medalia de bronz la Vadul Vodă împotriva echipei găgăuze. Înseamnă că asta e selecționata raionului astea. Selectat cei mai talentați copii din raion. Tragem nădejde în viitor să facem performanță mai mare. Достигли таким трудом, что в жизни такого не было. Ну, мы всегда трудимся. Но в этом году было очень тяжело нам. Ребята молодцы. Мы впервые взяли золото по северу Молдовы и стали впервые, не знаю, когда это еще повторится, бронзовые призеры чемпионата Молдовы. И нам это очень трудно далось. И я благодарен ребятам, они это выдержали и выше головы прыгнули, честно говоря. Мы даже сами не ожидали, но молодцы. Могли бы больше, может быть, но я думаю, упали там, где нам положено. Я сам тренер по лупте джудо. Лукрею в школе спортивной районной Сорока. Сам тренер специалист. Драган Штепан, специалист университета спорта. Мастерату. Анул acesta am obținut rezultate la competiții internaționale, naționale și la campionatul Republicii Moldova am avut două premiante. La competiții internaționale, cum au fost Ucraina și Moldova, care au fost internaționale, am avut locul 1, locul 2. În decursul anului am avut realizări reale după muncă, datorită la peste 10 ani de activitate ca antrenor, și am avut primele evaluări la campionatele europene. Din păcate n-am avut succes performant, dar sperăm că asta au fost primele evaluări, să analizăm greșelile, să înlăturăm greșelile, să lucrăm și să dobândim rezultate, deoarece copii și elevi avem cu dăruire albă de este din născar și
avem ce evalua, avem ce dezvolta la ei. Mai mulți campioni avem, Ojoc, Mihălcean, Premianț, mai avem Ojoc, alt frate lui Ojoc, Mihălcean, alt frate lui Mihălcean Eugen, avem Premianț la lupta sambo, locul 2, copii, fete. Deci avem discipoli, avem campioni și la diferite categorii de vârstă și la seniori, Premianț avem. Stancov Vladimir. Directorul școlii Vsevolod Gâtlan a făcut o totalizare a celor mai frumoase realizări la diverse competiții sportive: fotbal, atletism, lupte libere, rugby, etc. Avem rezultate la probele individuale și pe echipe. La probele individuale, pe individuale avem 30 de sportivi care sunt membri al lotelor naționale la diferite probe de sport, ca rugby, lupte libere, sambo, judo, atletism, kickboxing. La probele pe echipe avem în premieră locul 3 în campionatul Republicii Moldova la fotbal vârsta 15 ani. Avem echipa de rugby 7, a ocupat locul 2 în campionatul Republicii Moldova și locul 3 în campionatul Republicii Moldova rugby de plajă. Și avem premiante la campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin. Antrenori cei mai valoroși sunt Bacinin Pavel și Ciobanu Petru, care a antrenat echipa de fotbal în vârsta 15 ani, care a devenit premiantă campionatul Republicii Moldova la fotbal. La probele individuale vreau să accentuez pe antrenorul Petru Vlas, care a pregătit în anul 2019 6 membri în loturile naționale a Republicii Moldova la lupte libere juniori cadeți. Mihălcean Eugeniu, care a ocupat locul 7 la campionatul european de lupte libere din Italia, și pe Ojoc Gabriel, care a devenit campion a Republicii Moldova și locul 7 a ocupat la campionatul european din Cracova-Varșovia. La luptele judo și samba vreau să menționez lucrul antrenorului emerit al Republicii Moldova, Ștefan Dragan, care a pregătit 4 discipoli de-a lor, sunt membri al lotului naționale a Republicii Moldova la seniori și tineret, la probele sambo și judo. E de menționat faptul că școala sportivă are filiale în statele Vărâncău, Rublenița, Vasilcău, Nimereu, Caracovăț și Căinarii Vechi. Evenimentul a fost organizat de către Consiliul Raional Soroca, Direcția de Învățământ și Școala Raională de Sport Soroca. Scopul galei este de a încuraja sportivii, a căror rezultate contribuie la promovarea imaginii raionului Soroca în țară și peste hotare.